Președinta Parlamentului European, Roberta Metzola, revine în România. De data aceasta, Metzola va efectua o vizită de două zile. Astăzi, la orele prânzului, președinta Parlamentului European va fi primită la Palatul Cotroceni de președintele Claus Iohannis, iar ulterior se va întâlni la Palatul Victoria cu premierul Nicolae Ciucă. Aceasta va mai participa și la ședința de plenă reunită a Camerei Deputaților și Senatului, unde se va adresa parlamentarilor români. Iar mâine, președinta Parlamentului European va merge la Facultatea de Drept din București, unde va discuta cu studenții.